Când trăim pe acest pământ, mai avem un lucru sfânt, dar trebuie să avem grijă de planeta noastră, pentru că ea e casa noastră. De fapt, acesta este și cumva genericul campaniei naționale de conștientizare și de informare în contextul salubrizării și a curățenii. În anul 1993, Organizația Națiunilor Unite a promovat Ziua Mondială a Curățeniei și aceasta se implementează inclusiv în Republica Moldova. Despre ce evenimente se vor desfășura în începând cu ziua de astăzi și până pe 17 septembrie, atunci când vom celebra Ziua Mondială a Curățeniei, discutăm cu invitații mei din această dimineață. Doamna Iuliana Cantaragiu, ministra mediului, bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața și bine v-am găsit! Alături de noi este și Elena Culighin, președinta Centrului Național de Mediu. Bună dimineața! Bună dimineața. Și Andrei Isa, coordonator național EU for Environment. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Așadar, un generic sublim, sugestiv, planeta noastră este casa noastră, să o păstrăm curată. Doamna ministră, spuneți-ne dacă noi suntem responsabili la capitolul ecologie, acum, în 2022. Mai avem un drum foarte lung de făcut pentru a fi responsabili. De fapt, atunci când merg de fiecare dată pe malul unui râu sau în pădure și văd o mulțime de pungi aruncate, sopeturi sau sticle și alt gunoi, prin asta văd reflecția noastră, a societății noastre ca și oameni. De fapt, ce noi vedem în exterior este reflecția interiorului nostru. Deci când văd astfel de lucruri, și eu am călătorit și în destul de multe țări și eram de mulți ani așa, și eram frapată în unele țări a Uniunii Europene, în mod special primul șoc cultural l-am avut în Suedia în 2012, când aveam impresia că au făcut o curățenie generală, știți cum la noi se face ca înainte de Paști, toată țara înainte de a veni noi în vizită în acea țară. Da, exact. Și atunci întrebasem cum au ajuns ei la nivelul ăsta. Ei nici nu observă deja lucrurile astea, adică ele se întâmplă de la sine. Un soi de reflex necondiționat deja. Exact. Și atunci oamenii care fusese în vizită au spus că deci a fost o campanie națională prin anii 60, care a durat mulți ani. Câțiva ani și cu diferite activități și campania preponderent era și media. Angro cu billboard-uri peste tot, spoturi TV, publicitate la școală, se făceau ore, plus campanii de salubrizare din astea care vrem să facem și, bineînțeles, investiții în infrastructură și așa mai departe. Și asta oarecum a dezvoltat în societate reflecția de a nu mai face mizerii, să zic așa, în jur, și sloganul campaniei era păstrați Suedia curată și de atunci mi s-a magazinat așa în creierul meu și mă gândeam la o astfel campanie pentru Moldova, într-adevăr ar fi foarte indicată și deci din acest motiv una din prioritățile ministerului și a guvernării este gestionarea deșeurilor, care de fapt presupune un pachet amplu de diverse activități, începând de la politici, terminând cu infrastructură, construcții inclusiv a infrastructurii și în sine, deci tot pachetul ăsta înglobează obligatoriu campania educațională la nivel național. Și astfel, chiar dacă astfel de activități care mie personal ele nu-mi plac, de salubrizare, nu-mi plac nu din cauza că nu-mi place să fac curățenie. Nu-mi plac că noi de 30 de ani facem același lucru. Și dacă 30 de ani facem același lucru, trebuie să ne punem întrebări de ce. Așa. De ce noi ca și societate nu evoluăm? De ce nu devenim mai responsabili și de ce așteptăm altcineva să ne facă ordine? Să facă ordine, foarte bună această întrebare, deși e retorică până la urmă. Da, evident. Domnule Isaac, aș vrea să ne spuneți despre bunele practici și strategiile implementate în alte țări europene, pe care încercăm și noi să le punem în practică aici, pe teritoriul Republicii Moldova. Eu știu că avem parte și de anumite parteneriate durabile între diverse țări. În primul rând, cum am menționat și doamna ministru, pe lângă faptul că
că noi beneficiem de experiență și lecțiile învățate a Suediei. Ambasada Suediei este partenerul nostru de bază în această campanie și delegația Uniunii Europene, deci este cu noi. Proiectul Uniunii Europeană pentru Mediu, EU for Environment, care îl coordonez, este unul din organizatorii acestei campanii și noi încercăm să preluăm cele mai bune practici care există. Încercăm să tragem lecțiile învățate din acei 30 de ani, da, care au fost până acum, că noi am fost în campanie, noi am strâns deșeuri în țara aceasta, deci și cu părere de rău, strângeam tot mai mult în același loc în următorul an. Deci asta a fost una din întrebări care ne dădeam, de ce se întâmplă așa? Și într-adevăr avem nevoie de o mai mare informare, conștientizare, dar și să preluăm practicile care există, să preluăm posibilitățile ca oamenii să înțeleagă de ce trebuie să prevină formarea deșeurilor, de ce trebuie să sorteze și de ce deșeurile risipite, da, haideți să spunem așa, asta e o risipă a societății. Încă noi risipim milioane de lei risipind și ne reciclând deșeurile. De ce noi preluăm practicile UE? Noi acum vom transpune tot ce este posibil din Pactul Verde European, deci documentul umbrelă care Uniunea Europeană îl folosește pentru a-și îndrepta pașii spre un mediu mai curat, spre o societate mai dezvoltată din punct de vedere a ecologizării. Și chiar sloganul nostru care noi l-am luat pentru a transpune prevederile Pactului Verde și care va fi integrat și în strategia de mediu 2033 și în programul de promovare economiei verzi, care se elaborează de asemenea cu suportul și UE și altor parteneri de dezvoltare, este o tranziție verde a Republicii Moldova. Dar o tranziție verde, cum a spus și doamna ministru, fără o schimbare a mentalității, fără o schimbare a conștiinței, nu poate să aibă loc. Până când noi nu o să avem încredere unul în altul, până când noi nu o să facem împreună o țară mai curată, lucrul ăsta nu o să se întâmple. Cu siguranță și îmi place tare mult să cred că, inclusiv în Republica Moldova, ajungem la acel deziterat și îl valorificăm. O țară în care există ecologie, o țară puternică din punct de vedere economic, pentru că ecologia nu înseamnă să iei bani de la stat, înseamnă să investești în viitorul generațiilor. Doamna Culighin, revenind acum la perioada asta frumoasă și super încărcată, 2 septembrie, 17 septembrie, vreau să ne spuneți un pic și din programul acestei campanii naționale. În primul rând, va fi o campanie informațională pe care o să o promovăm pe toate, în toate modurile posibile, inclusiv social media sau radio, televiziune, care se va solda spre sfârșit pe data de 17 septembrie într-o campanie națională, adică mai multe localități s-au angajat să participe în această zi spre salubrizarea locațiilor selectate de ele, fie ele malurile râurilor, lacului, unor izvoare din regiune, dar și alte locații în apropierea acelui sat sau oraș, pentru ca să conștientizăm, să ajungă încă o dată că curat nu este acolo unde facem curățenie permanentă, dar acolo unde păstrăm și dacă nu o să păstrăm curat, nu o să avem grijă de casa noastră, care este Pământul, atunci nu cred că o să vină cineva de pe altă planetă să ne facă curățenie nouă. E o frază cu care, de fapt, noi am crescut. Părinții ne tot spuneau, curățenie nu e acolo unde faci, e acolo unde se păstrează. Doamna ministră, totuși noi avem nevoie de anumite soluții. E ușor să vorbești, e ușor să soliciți, dar inclusiv apeleurile, instituțiile, organizațiile non-guvernamentale, ecologice, au nevoie de anumite propuneri, au nevoie de sugestii. Deci e nevoie să identificăm mecanisme de soluționare. Da. Care ar fi? Exact. Dacă ne uităm, de fapt, ce găsim în campanii de salubrizare, da? ce culegem noi de pe malurile râurilor sau din păduri? Eu am participat la astfel de campanii ani în șir, deci zic, am o colecție întreagă așa de poze cu tot fel de găselnițe din astea. Vedem că preponderent găsim foarte mult ambalaj, da, extrem de mult ambalaj, tot fel de recipiente din plastic, din sticlă, doze de aluminiu sau și alte tipuri, dar foarte, foarte mult ambalaj. De obicei este cel care oamenii îl beau din mers sau îl consumă așa, sau la picnicuri, nu știu ce, și după care uită să-l ia după el. Păi există un instrument economic numit
În engleză deposit mechanism, depozit returnare, da? Când și unii care au mai călătorit, da, în unele țări, el se practică în 7 țări din Uniunea Europeană, prin care atunci când tu consumi, când tu cumperi ceva, o băutură așa, plătești un anumiți bănuți acolo pe care tu poți să ți-i returnezi atunci când tu întorci acest recipient în locuri special amenajate sau la același retailer. Da? Okay. Păi acum noi suntem în proces de dezvoltarea cadrului normativ care să introducă acest mecanism în Republica Moldova. Și pe lângă responsabilitatea extinsă a producătorului, deci mecanismul ăsta este o valoare adăugată la acea responsabilitate extinsă a producătorului, ceea ce înseamnă că atunci când producătorul plasează pe piață anumite produse, în ambalaje, el are responsabilitatea să le retragă ca să le dea la reciclare. Deci ca să vă dau un exemplu, în Lituania când s-a introdus acest mecanism de depozit-returnare, el a crescut rata de deșeuri reciclabile din ambalaj de la 20 la 90% în doar în un an jumate. Deci, da, exponențial cumva. Exact, absolut. Și e în primul rând și un stimulant, chiar dacă există niște irresponsabili din ăștia care aruncă pe jos așa, întotdeauna se găsește cineva pentru adolescenți care fac un bănuț sau nu știu, oameni mai cu venituri mai mici. Deci în asta e întotdeauna se va găsi cineva care are să-l ridice și are să facă un bănuț din asta. Ceea ce este foarte bine. Din asta au de câștigat și din punct de vedere social foarte mulți oameni și din punct de vedere al mediului, că evident, se previne poluarea și mai mult decât atât, orice deșeu care este dus la reciclare, asta înseamnă că noi păstrăm resursele naturale pentru un alt produs care ar fi trebuit să fie extrase din planetă ca să se producă acel produs și aceste deșeuri se transformă în materie primă. Asta e bine și pentru economie. Într-adevăr, revenim la importanța ecologiei. Este un plus, fiindcă noi acum vorbim foarte mult de preluarea experienței UE, iarăși noi vrem să creăm locuri de muncă în Republica Moldova și tinerii noștri să nu plece, dar locuri de muncă verzi. Deci, iarăși, reciclarea, folosirea materiei prime secundare, da, în diferite procese, nu pur și simplu noi putem pietrele doar să le topim și să vinem din granule. Noi putem să avem și o producere. Adică aici ar putea să se diversifice și procesele tehnologice din Republica Moldova. Noi acum lucrăm în cadrul proiectului cu ecologizarea parcurilor industriale și zonelor economice libere, unde de asemenea încercăm să găsim soluții ca în incinta acestor parcuri industriale să fie aceste abordări, dar ele să fie transpuse și în zonele multifuncționale care acum le creează Ministerul Economiei, acolo unde se vor dezvolta afacerile din Republica Moldova, ca ele să devină mai eco. Și atunci, iată, colectarea separată, sortarea deșeurilor ar putea fi sigur o afacere care ar aduce și locuri de muncă și profit pentru economia, da, țării. Și ca să completez încă, pe lângă cadrul normativ, așa, începem să construim infrastructura în Republica Moldova. Deci suntem pe ultima sută de metri de a semna și acordul cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, care vine ca bani adiționali la acordul pe care îl avem cu Banca Europeană de Investiții pentru construcția infrastructurii de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova. Ceea ce înseamnă de începând cu tomberoane, autospeciale, până la, da, inclusiv instalații de sortare, de captarea biogazului și ulterior respectiv date aceste materiale la reciclare, valorificare energetică. Sună atât de bine încât abia aștept să fie implementate. Important noi să fim responsabili să le aruncăm. De ce japonezii colectează până la 28 diferite deșeuri separat? Nemții, companiile care lucrează 20-24 de deșeuri și ele toate se utilizează apoi în producere. Deci, haideți și noi să facem. Deci, cum ați început dumneavoastră
intervenția noastră astăzi dimineață. Avem o planetă, avem o țară, haideți să o facem mai curată, dar hai să o facem și mai economic dezvoltată, da? Cu oameni mai responsabili și mai conștienți. Un ciclu închis, da. Și să fie toate etapele aici pe interior. Eu vă mulțumesc din toată inima pentru activitatea pe care o exercitați, pentru toate proiectele inițiate, să fie cu Doamne ajută. Și ne vedem pe 17 septembrie, în momentul de culminare a acestei campanii naționale. Să fie o lecție bună pentru, da, pentru toți. Noi toți. Așa, da, să fie.